Am spart luneta. Ai de capul meu, am spart. Se va regăsi la un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ca să începem episodul, v-aș ruga tare, 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 tare de mult să apăsați butonașul de like, de subscribe, distribuiți videoclip ca și alte persoane să afle de seria noastră de roleplay, dați un follow pe Instagram și pe TikTok și noi să trecem la episod. Cușterilor, astăzi domnul primar a cumpărat niște tractoare pentru primărie pe care o să le putem folosi și noi și domnul primar ne-a rugat să le aducem acasă. Așa că noi o să mergem cu Duster-ul. Haideți să deschidem ușa să intrăm în el. Așa. Să și închidem. Haide, nu te închizi. Așa. Hai să-l coborăm cu geam. Hai să-l coborăm, a zis. Și țal, că e foarte cald aici, maș. Nu, n-am vrut să deschid ușa. Bine că n-am ajuns să închid. Eu am vrut să deschid geamul și am deschis din greșeală ușa, de ok. În fie. Hai să pornim Duster-ul. Mergem cu Duster-ul, nu o să mergem cu Tuareg-ul. Fiindcă n-aș vojul încă Tuareg-ul. Deoarece e nou și n-are rost să băgăm, să tragă nu știu ce greutate. Hai să vedem unde am lăsat și... aici am lăsat și remorca. O luăm și mergem după tractoare. Gușterilor, din ce am înțeles de la domn primar, sunt două tractoare și un TAF, care unul e de forestry și cealaltă e mai mult pentru agricultură, e mai mare. Masă e Ferguson. Hai să agățăm aici. Să urcăm sus. Hai să mergem către magazin, fiindcă trebuie să aducem la domn primar. Am înțeles că va urma un nuntă aici la noi în sat, la care dacă ați dori am putea filma că participam, fiindcă am fost invitat. Îi o nuntă de rom, să zic așa, unde o să vină foarte multă lume, cu multe, cu multe mașini scumpe. Fiindcă sunt de abogat, nu ca și noi în care stăm la sat, înțelegeți? Vin de la oraș. Bine, și ăsta ce stă aici are un Mercedes GL. Destul de scump. Dar na, totuși hai să revenim la episod. Prima dată cred că o să aducem Massey Ferguson, nu? Băi, eu sper că intră aici pe asta, pe remorca. Încă n-am încercat încă să urc sau ceva, dacă înțelegeți la ce mă refer. Domnul primar ne-a zis să mergem să punem tractoarele și TAF acolo la primărie. Dar o să sun și o să întreb dacă chiar vrea la primărie, ori să le ducem la el acasă sau la mie la stână, să nu stea în ploaie sau... Dacă dau un efect din mine, să nu le sparg un geam sau n-a, că nu știu cât de rezistent e asta faza. Poate că și domnul primar să ne să le aduce la mine la stână. Deși, na, n-ar fi foarte rău, pentru că el aș putea băga acolo în garaj, în cameră. Ia, uite-le. Bun, haide să mă bag eu cu spatele. Hai, camera. Am scos cap un pic pe geam să văd cum merge. Hai să dăm un pic mai în față. Bă, hai că e ok și aici. Bun. Hai să deschidem portiera, să ne dăm jos. Și uite tractoarele mele. Băi, ce l-au parcat în halul ăsta aproape? O să urc prima dată iar tractorul ăsta. Bun, hai să dăm prima cheie. Ok, ok, ăsta presupun că e de forestry.
Nu m-a dat pe spate pe mine tractorul ăsta. Nu știu cât de puternic e ăsta, știi ce zic? Băi, ok. Nu știu cum o să intre să. Păi, hai, că ok. Hai să-l oprim. Să urcăm în Duster, să ridicăm și... gata, m-a ridicat. Hai să închidem și portiera. Și să mergem. Bă, n-am pus kingele, stați un pic. Am uitat să pun select, măcar așa puțin la ruți. Așa. Trebuie să mă opresc și până la bunica un pic. Fiindcă s-a ceea ce am lăsat la aia de semințe am nevoie, fiindcă am desemănat alea trei câmpuri ce ne-am luat în arendă și n-am mălai de semânță. Și o să mă opresc la aia să pun sacul în porbagaj, să pun sacul în porbagaj, fiindcă e unul. Sper că pot să pun în porbagaj, că n-am încercat până acum să pun un sac în porbagaj. Deci n-aș înțelege ce n-aș putea. Nu, să nu pice tractorul. Vai, cum o tras aici, cum o furat aici. Bă, pietrele astea. Am și greutate pe spate și am pus și frână și am fost... N-am fost drept. Am fost sucit. Cu... de-asta. Bun, hai să tragem aici, undeva. Să nu mă bag în curtele aia. Hai, că ok și aici. Porim avarele, oprim și motorul până atunci. Coborăm în jos. Păi eu zic că porbagajul pot deschide, nu am rost, da. Hai să mergem să iau rapid sacul. Încă tot acolo sacii. Asta cu semințe. Hai să luăm. Asta trebuie să-l duc. Să-l duc la mine la stână. Hai să vedem dacă putem să-l băgăm porbagaj. Da. Hai să închidem și porbagajul. Bun. Hai, închide-te. Porim Duster-ul iară. O să sperăm că am închis bine porbagajul. Cred că Mansei Ferguson ăla o să fie foarte greu de dus. Și sper că o să pot urca pant acolo la stână. O să le duc acolo la mine la stână. Dacă domn primar o să zică că de ce l-am dus la mine la stână, o să zică bă, mai vin să acolo decât să stai în ploaie. Să margă cineva la ele să le facă bană sau ceva. Normal însemn toată lumea să aibă voie să le folosească. De exemplu, eu să am voie să le folosesc și încă lucru și cu primarul. Și dacă domn primarul să aibă nevoie de o păruță de lemn, de exemplu, eu să mă duc cu tractorul să deforestez și cu taful. Nu o să-mi folosesc tractorul meu. Motorii nu o să fie pățite de el, dar numai că tot să le aduc acasă, o să le tau. Dacă înțelegeți la ce mă refer. Da. Nu mă gândesc să fac un live. Acum nu știu când, dar mă gândesc să fac un live în care să recoltez toate câmpurile care ne-au luat în arendă. Bine, sunt trei care ne-au luat în arendă, dar și acolo în Găneane luasem la niște câmpuri, fiindcă m-au chemat, nu Neanelu, m-au chemat, nu mai țin minte cum îl chema, mă. Hai să urcăm ce și pantă de aici.
Dacă până aici au reușit asta să tragă, hai să ne luăm un pic avant să putem urca. Mă să fie ce tractorul de pe remorcă și să nu prindem vreo grapă mai mare. Încă știți și voi că aici ai lăsat pământul și e mai rău, urcat. Uai, dar rău. Rău, rău. Am crezut că o picat tractorul. M-am și speriat. Bă, eu cred că o să intre aici, în garaj. Bun. Hai să coborăm jos. Eu zic în cap aici, să îl bag. Hai să văd și, uite, două ăsta cum e parcat. Hai să duc un pic mai spate. Hai, porem și toate două. Îi dăm un mașalier. Op, hai că tu și aici. Ne scriem și poarta asta. Eu nu le mai închid. No, bun. Asta e un zetor cristal. Sunt chiar curios cum trage la foreste. Băgăm mașalier. Ah, pe intră rejer ăsta. Mă, să-i ferg o sonoră, că trebuie să intră mai greu, când e mai mare. E mult, mult mai mare. Hai să lăsăm și sacul aici. Da, o pica pe drum. O pica pe drum. Asta e. Ia-l de unde nu-i. Dacă îl găsesc eu pe drum, o să-l iau. Ok, hai să mergem și după Mansei Ferguson. Da, cred că o să-l aduc, o să-l aduc off camera, nu cred că o să filmez când îl aduc. Dar abia aștept Mansei Ferguson-ul ăla să-l conducem. Atât aștept. Cât de frumos e el. Ești chiar curios, sunt eu picat să acum. Ia pe aici, am lăsat ceva. Opa. Nu, că n-am fi să vine polva aia și de-a picat. Ia uite-l ai. A călcat. Stai să-l trag un pic pe... Asta să se trage pe drum. Unde-i? Acum a călcat pe el, unde-i? Acum a călcat pe el, unde-i? Asta e aici. Bă, nu știu unde o zbura sacul, ca... Am simțit că am călcat pe el. Asta e. Hai să închidem ușa. Hai să ne grăbim un pic. Bă, să nu fi fost ăla sacul, să mi se fi părut mie. Poate că a picat aici, pe ăla stăvă, am zis grupul alea multe. Hai să dăm un pic plan. Până la 150. Dacă duce de asta. Nu mai duce. Nu, aici o resacu. Pe aici nu-l văd să fie. Chiar un potențial de picat. Am avut oare? Nu, n-am avut. Hai, nu mai aveam mult. M-a furat teara. Nu, nici aici. Bă, a furat careva asta cu bă. Poate îl găsim pe drum. Hai să dăm un pic blană, dar să nu-i fură de cu. Hai
Lăsă făcuse un pic de curent, hai să închid geamul un pic. Asta de aici. Asta mi-e stres să văd cum mă bag aici. Ah, ok, și aici, așa. Ah, se scrie portiera, să coborâm. Da, a fost, cred că o să aduc off camera. Ah, se scrie din ușa, să urcăm bine. Vai, frumos, ia. Ah, se scrie pe trapa. E frumos. Și asta că s-a încălzit aici. Nu mă, eu știu cât de cald e aici, ăsta. Domnul primar, știu că a cumpărat Nancy Ferguson ăsta din fondurile europene. M-am băgat de el. Mamă, dar cât de lat e. Mamă, dar cât de lat e. Mamă, dacă e de late și câte becuri are. Bă, hai, ok. Mamă, dacă e de late. Hai de capul meu, nu cred că îl bag eu pe ăsta cu ăla mie. Hai să închidem și ușița. Nu vreau. Așa. Nu, cred că reușesc să urc pe ăsta la mine. Nu cred eu așa ceva. Hai să merg. Niciodată, nu cred că o să urce, da. Am văzut în oglindă cum s-a balansat. Dar e foarte greu, e foarte greu și la de-asta. E foarte greu și la de-asta. Uitați mă cum patinează. O ție de pe față. Și cum aparta. Apar cu un ultimul hal, vă duc pe acolo. Na, e prea mare. E și eu moară, domnul primar, dacă ne îmburdăm sau ceva. Stai să stai, că mi se pare că vine cu mașina. Am spart luneta. Ai de capul meu, am spart. Spor bagajul. Dar nu l-am legat eu, n-am transformat din mână. Ai de capul meu. Ai de capul meu. Ai de capul meu. Cum e posibil, bă, asta, bă? Deschide ușa. Vezi, nu am tras mai demult. Ai de capul meu. Nu vreau, nu vreau. Trebuie să discaz din aparat, dar nu pot să mă bag. N-a nicio șansă. Nicio șansă, hai să-mi pierd. Nu puteți, nu-mi spar mai tare, hai să-mi pun în față. Hai de cap, nu-mi spar mai tare. Asta nu am pic de avânt, așa. Na, aici am lasă. Acar să cobor jos. Hai că-mi coborul ăla, doar acum a plăcut și am ținut. De cap mai cum o spart, nu e prea bă. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Cum am uitat, mă, să tragă frâna din mână? E prea mică. Și asta pentru o dată. Bun, hai că am tras acum frâna din mână. Închidem și ușa. O să urcăm în Duster. Închidem și portiera. A la Tulcea! Bine, bine!
Vai de capul. Uite-te cum apart. Uite-te cum apart. Uite-te cum aportă. Prea multă greutate. Prea multă greutate. Și la Z și cu celălalt tractor cât m-am purtat. Na, seama dacă nu duc eu pe roți până acolo. Nici o șansă. Nu cred că o să urc pe drumul ăla acolo sus. Tot ăsta nu niciodată o să urc. Cu Duster-ul niciodată nu cred că o să urc. Poate cu ceva tractor. Bă, încercam să urcăm cu 4-4-5 oare. Reușește oare să tragă? Încă când ajung acasă, descas Duster-ul de remorcă și iau 4-4-5, să încerc. E super curios. Mamă, dar uite-te cum fac suspensiile la Duster. Mai ales aia pe spate. Am văzut că-o picat de pe platformă. Bine, noroc că și Massey Ferguson o să-i foarte sus. Are gardă ridicată de la sol. Și nu l-am creat sau ceva. Bun, hai să dăm un semnal dreapta aici. Hai că nu vine. Nu mă duc cu viteză. Mi-e și frică să mă duc cu viteză. Uită-te cum facem în spate. Nu mă uitați-vă în oglinda în spate. Nu mă uitați-vă în oglinda ori asta, ori asta de ce. Uită-te cum facem. Bă, mi-e ciudă, mă, că mi-o spar o metă. Acum nu se vede pe filmare sau ceva, dar mi-e ciudă. Ai, da. Oare îl bag acolo după acasă? Stai că știu cum fac, mă bag aici în acolo. Și o să ies direct din acolo cu ăsta. Mă bag eu pe aici. Hai, da. Hai, cum am prins bordura acolo. Ce s-a întâmplat? Aha. Nu vește în bordura. Hai că am reușit. Bun. Nu cu TV-ul ăsta, cu ăla de acolo să încercăm. Încă s-a decapotabil, știu cum să tragă. Hai că ridicăm și geamul. Că nu mai are rost să-l țin deschis. Bă, stai să-mi tot da sără cu fața încolo. Bine că o să mă duc să prepar luneta, că n-am cum să o las așa. Nu, dacă nu o să bag, să bag acoperiș. Că-i pot să-mi ploaie. Oprim și motorul. Hai să coborăm și jos. Bă, sunt foarte curios dacă o să reușească să tragă UTB-ul ăsta. E de prima dată să urc cam în asta. Să o mutăm de aici. Am pus și prelată pe balotiera aia. Fiindcă balotiera aia o să facem baloți de aia mici pe pai. Bun. Hai să urcăm. Mamă, dar ce răcoare în asta, bă. Cât de cald era în dasă și ce răcoare asta. Bă, mi-e super frică. Mi-e super frică. Ok. Hai să arățăm aici. Urcăm sus, închidem și ușa asta. Și hai. Nu cred că o să urc asta, uite, deja e greu. Haide. Hai, că ești bine, să-mi poate și vădărat pe aici.
Haide, UTB-ule, trage. N-ai nicio șansă niciodată. Niciodată nu o să trage. Egal. Nici ăla nu cred că o să tragă. Mare, nu ar să tragă și ăla. Asta o să mai aici. Ulea, mai închid astea că nu o să plăie înăuntru. Că arată la noapte și la ploaie. Bă, nici asta nu o să tragă. Nici asta nu o să tragă. Din păcate nu o să tragă. Opa. Din păcate nu o să tragă nici asta. Bă, sunt puțin bolnav și de asta poate mi se aude vocea cum mai ciudat, dar din păcate e bolnav. Na, nu o să tragă nici asta. Nici absolut nu o să tragă. Nici absolut nu o să tragă. Nici absolut nu o să tragă. Vă zic că de pe acum. Hai să văd cum își încă pe aici. Să nu mută în gardul sau ceva. Față. Hop. Bine. Nu, hai să vedem. Am zis că 800 nu trage. Vreau să-mi retracă linte, dar... Uite pe poartă. Mă ridică de față și nu mai am aderență. N-ai nici putere să ridice un pic asta. N-ai nici putere să ridice piranțe. Haide, virează-te. Nu știu cum o să vedeți de acolo. O să cea mai puternic tractor al meu, din păcate. Să vă dați seama. Na, cred că o să ducem pe picioare. Pe prost în picioare, doamne. Hai să ducem pe prost până acolo. Deschide și ușa. Mamă, dar ce se încălzește aici? Hai, că o să pun și aerul condiționat. Hai să tragem aici. O să ne uităm imediat și la motor, să vedem cum arată motorul. Mă, hai să trag asta un pic mai face. Hai să scrițăm aici. Așa. Hai să ducem tractorul acolo în curte. Am urcat un pic, dar de n-ai nimic. Nu mă așteptam niciodată să tragă. Niciun UTB am așteptat să tragă. M-a scopat un coala. Hai să lăsăm UTB-ul aici. Mergem rapid la Massey Ferguson. Pără, cred că o să-l folosim destul de mult. Hai să urcăm pe partea asta. Putem? Da, nu putem, că n-am scară. Da, e nici poveste. Hai să închidem ușa și să merg. Hai să vedem cum e girofară. Mamă, dar e patru girofară. Băi, uimitor cum e mare, poate să fie. Mi-a zis domn primar că undeva la 250.000 a costat asta și costă. O să dăm aici un semn la dreapta. Păi, asta ce e ciudat, ia virajul, nu mă. Cum îi virează roțele, ia. Ăsta e maximă. La UTB nici jumătate nu vira, cât virează asta. Poate că cu acest tractor o să aducem noi baloții de acolo de la Valea. Am adus câțiva. Am închirat un Massey Ferguson mai micuț decât ăsta.
și un cărcător care automat de bară să-l pun. Hai că mă bag pe acolo, pe la utile. Asta îmi pune și asta. Întrebare, intră? Bă, hai că intră. Mamă, dar la limită. La limita limitelor. Hop. Bun. Trapul ăla așa deschisă. Hai să deschidem și asta aici. Să coborăm jos. Mare ușa s-a deschis, nu știu. Bă, vreau să vă neapărat, mă. Mam, ce motor are, mă. Ce motor are, bă. Bă, frumos, frumos. Gușterilor, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, de subscribe, distribuiți videoclip ca și alte persoane să afle de seara noastră de roleplay. Dați un follow pe Instagram și pe TikTok și noi ne vedem în următoarele episoade ce vor urma. Pa, pa, gușterilor și gușterițelor!